sfat în organismul ceas nașii primitivi pe vaci. Dragă Dimitrievici cu ciocul, de răspăgudanea mai cu ce gânsea, e ciobeca cu comisul sficiului zi natură în colară. Cultură-i obicei, cu subiectul imună să ne goli nașii preții, prestă de pravă, vor cu el se trebă, noi moră cu cunosul. Ca și sumă în mine slăbării, cu jos nemitei sau ciorunța, urăba, e trebuie să cu nașii cunosul. Ca și de neam și pașta, omul cu imena era de ce tic zvecea, dar cu se lăcote în vizemne meri și rădu și culturii obicei. Obicei, culturii, tradiția blagă, comună, timpul și graine, spadă în neam și reducită în zvecea. Coristimul zată o prânicu de apă, rămâne sveste de esul, ne primă din nașii zainițe, ali în zvaneșnic e Republica Srbije, de sudbinie, posvete očuvanju naše kulturi i tradicije. Nakon nastupu našeg jezika i naših običaja, pred nas samih najveći gubitnik će biti država u kojoj živimo. Jer veličinu i snagu jedne države, jedno društvo najbolje oslikava njen odnos prema manjinskim zajednicama, dok se veličina jednog naroda meri posvećenošću do očuvanja sopstvenog jezika, kulturi i tradicije. Umjesto školskih lekcija posvećenih istoriji i tradiciji naše poreklu, jezik i kulturu uspeli smo da sačuvamo u kući kroz govor i pesmu. Tako da se tradicionalna vlaška pesma prenosila s kolena na koleno do današnjeg dana. Zato, dragi prijatelji, neka svako od nas uradi ono što može kako bismo nastavili putem naših predaka koji se, boreći se i gradeći Srbiju, nisu odrekli svog kulturnog i nacionalnog predaka identiteta. Prvo što može i mora da uradi svako od nas jeste da svoju decu nauči naš materni jezik, da svoje dete nauči da peva i pripoveda na našem jeziku, jer je to osnov za prenošenje osnovnih kulturnih vrednosti. Neka svako nauči svoje dete najmanje jednu vlašku pesmu, jer tako ćemo sigurno sačuvati tradiciju. Dragi naši domine Rune Sara, u nas venitla festival to je pitiće rogonješće sam za nešće potpuno. Pekaren sa rasta na cijenu značenom i genezemom hitavu u interes nošti kare nošnih ekonomika. Dragi Dimitrijević Krčova, možno Slobodan Marković Brz, ča u pitre kare totalno mi je osad jednoj je pravko ova. Kultura što običalo i suće džanje, a pa strat pa trnje nošti, obogat se je narijek u kare pocemstvenim mudrim. A ja će mošnijim djela pa tre nošti, treba je se pretrnu majte barča, ako bit, ča nje poce nošti. Kultura nastra, ali umanjilo, i ona će majte u masne kulturti Srbije. U noksima crna škola će sve istorije, tradicije še kulture, no i Rumuni totalno ostrati kasa pri borbe kriče še žok. Aša ka kriče ku nosu tradicional, ne pa strati na zidi asas. Tot nas se fa kaja će plaća, sa nulja pacijenci pe drugu partiju u moštri, kare se mu tato še fakut Srbije para bar ko alta, ti nišo dafta nala sad ima kultura či identitetu nacionalu. Mai întâi, tot ce poate să trebuie să facă e să învață copiii lui în limba noastră românească, să învață să grițe și povestească limba noastră, că numai așa putem să ne păzăm cultura și identitatea națională. Tot nas înveță pe copilul lui mai puțin să cântec românesc. Așa să fim siguri că cântecul nostru mai fi frumos să nu se piardă. Acum... Pre nego što počnemo sa večerašnjim programom, pozivam da vam se u ime Društva za kulturu Vlaka Rumuna Srbije, Ariadne Film, organizatora ove manifestacije, obrati predsednik udruženja gospodin Zdraviša Šuš. Rumuni organizatori, asocijacije za kulturu Rumuna za Srbije, Ariadna Film, vas referira predsednik Domu Zdraviša Šuš. Limba noastră, dacă se zice în Vaslacina. Să vă întreb pe toți, știm cum o cheamă pe limba noastră, dacă știm să spunem, dacă nu, să spunem că nu știm, dacă nu știm cum o să spunem care e limba noastră, care am. Odată de la părinții, de la bătrânii noștri și pe care, cum ați auzit, trebuie să o predăm la copiii și nepoții noștri mai departe. Să nu vorbesc cum se zice la Slacina, dar se zice la fel ca în satul meu, în Metonița, că se începe aici la altar,
e statul nostru, limba noastră e limba românească, suntem români, vorbim românească, frații sârbi, în deja asta ne zic și vlasii și că vorbim vlașchi, la fel ca cum ar fi romii, țiganii, chileni, ungârșii, avem două nume, și români și vlasii. Și avem un problem mare, că limba asta nu învățăm în școală, și limba asta o pierdem bineșor. Festivalul ăsta îl numim cântătorii noștri cu care cultura noastră se mândrește peste tot, cu Moșu Slobodan Băz, și că dragi Cârșoava, și că dragi și că Branco Olar, și care cum ați auzit, auzit tot pământul despre noi, toată Sârbia, Iugoslavia, care a fost. Dar care e problemul nostru? Care o să cânce de acum încolo? Sunt, mea o generație sunt. Dar dacă nu învățăm, ești și copilul meu, Andrei, are 6 ani. Vorbea și românească, dar e mai ușor să vorbească sârbească. Am în familia mea mulți care copiii lor nu știu românească. E păcat. Dacă nu știm limba, nu o să avem nici cântice, dacă nu avem cântice, nu o să avem festivalul. Limba, cultura, cum am zis, e o bogăție, e... Când aveți mai multe limbi, mai multe culturi, aia e ca o, o grădină cu flori. Și tot nat trebuie să păzească limba lui. Băbăruja m-a învățat pe mine românească, dar o altă băbăruja de la Belaleca, pe nepotul ei, l-a învățat sârbească. Belaleșanul trebuie copiii lui să-i învață pe departe limba lor, și noi limba noastră, noi trăim în Sârbia, noi niciun problem, noi învățăm sârbească și știm. Eu cred că știu mai bine sârbească și cât mulți la Belaleca. Dar eu trebuie să știu care sunt eu, că să-i spun lui Andrei. Noi toți trebuie să știm care suntem noi, că să spunem mai departe la copiii noștri și asta cu ce numai dacă învățăm în școală. Voi care sunteți mai bătrâni, dacă nu învățați, uite la voi ca la, ca la băbăroșa mea, dacă nu învățăm limba noastră, care o să se cânce după voi? Care o să vă geage pomar dacă ne poate de voastră nu o să vă știe limba? La asta să ne gândim. Dragi prieteni, vi koji me niste razumeli na našem jeziku za koga ja kažem i svi mi rumenjašće, koga na srpskom češće zovemo vlaški i kažemo da smo vlasi, da smo vlasi ili nas tako zovu, nije problem, mi smo to prihvatili, rekao da je veliki problem ako ovaj jezik ne sačuvamo. Najveći gubitnik će sigurno biti vlaška zajednica u Srbiji, ali će sigurno jedan od većih gubitnika, ako ne najveći, biti država u kojoj živimo, zato što je izgubila jedan čitav narod, izgubila je sponu sa jednim velikim rumunskim narodom koji živi u jednoj mnogoljudnoj zemlji, tamo 25 miliona, mi jesmo taj najbolji most saradnje. Isto je, ako Slatinjani i moji Metovničani i ostali 154 vlaških sela izgube svoj jezik, svoj identitet, isto je velika šteta kao za onog Engleza tamo negde koji izgubi svoj engleski jezik, za Francuza, za Srbina iz Bela Reke, iz okoline Valjeva, Vranja, Beograda, Novog Sada ili bilo gde. Naš apel, udruženja Arijade Filo, Društvo za kulturu Vlaha, koga predstavljam, je da svi zajedno, na bilo koji način pomognemo vlašku zajednicu da sačuva svoj jezik, da uvedemo obrazovanje jezik, da uvedemo u obrazovanje, istoriju, kulturu, to je jako bitno. Jer ako toga nema, nećemo imati ni pesmu, ni festivale. I mislim da je velika šteta da država Srbija uđe u Evropsku uniju hendikepira. Meni je žao što ovo moram da kažem, ali mi imamo ljude koji su došli da ispoštuju jednog našeg prijatelja, našeg sunarodnika, jako poznatog, sa 1000 km. Došli su iz Jašija, možda ste čuli, rumunski grad Jaš, gde su možete i Sveta Petke. A nije došlo niko, a pozvali smo ih iz opštine Bor. Ja mogu sve da vas gledam u oči,
to sam rekao i medijima, mogu njih da pogledam u oči, nije moja sramota, ne znam da li njihova, to ne znam. Ja u sali ne vidim predsjednika ove mesne zajednice, nisam siguran ko njega predstavlja, ja sam hteo da pozovem predstavnika, su mi rekli da bukvalno nemamo predstavnike ovog sela. E, to jeste sramota i moja. I svih nas. I mi zato moramo, ja ću u ponedeljak napisati jedan dopis predstavnicima opštine Bor, ministarstvima, tražit ću pečat još 11 vlaških, odnosno rumunskih organizacija, pisat ćemo premijeru ove zemlje, gospodinu predsjedniku ove zemlje, zato što smo mi gradili ovu zemlju. Ispred moje kuće, rodne u Metovici, stoji kamen koji je ostavio stric moje babe, Prve Branzar, kad je otišao da gine za ovu državu na Solunskom frontu. Plaćam porez, ovde sam odrastao, ovde odgajam svoju decu, imam puno pravo kao građanin Republike Srbije da kažem da niko nije vredniji od mene, od vas, i da svako mora da se ispoštuje ova država kao što smo mi uvek poštovali nju. Znači, nije dobro, znači mi više nemamo šta da izgubimo ako mi ne naučimo svoju decu i ako ova država to ne shvata. Mi onda gubimo sve. Ajde. Nažalost, nije mi bila namjera da na ovakvom festivalu koji će sigurno ispraviti ovaj utisak sa početka, a to jeste jedna tužna istina, ja tražim svačiju pomoć, ma ko god da ste vi, da li ste ovdje iz Slatine, da li ste negdje sa strane, da li su ljudi iz Bukurešta koji će me ovdje pozvati, meni je žao što ja ovdje nemam nikoga da pozovem odavde od nas kući i imam da pozovem gospodina iz Bukurešta i žene koja je došla iz Jaša. Žao. Jako sam tužan, forte tris, da šepem kuševom i formos, bravo so in vitpe dona Reta Mošu, pekare je opačka mi mare vina, češ idemo na dodatne toče reče. Rešite da se čijati Asta, bila Jaš Bukarea, preunamo organizujetu simpozijum labor, še Bukareo se faše, še festival osta, ja dozmi še vetarianca de Romania, care o să tânce urmănimă frumoasă românească de la ei, doamna care ne vine din Republica Moldova, va cânta iar într-o limbă românească frumoasă din Republica Moldova, acolo îi zică aia limba moldovenească. O să mergem pe zâmbă dacă ea înțelege vorbim. Dragii mei, după cum poate minte să vă spun așa, întrucât draghi a fost sufletul nostru, dragii mine din această localitate frumoasă, unde noi acum cu 20 de ani, pentru prima dată ne-ați văzut într-un spectacol, în 1993, peste 50 de persoane au stat în familiile voastre, oameni de cultură, soliști, dansatori din zona Iașiului. Poate cineva, poate cei mai bătrâni, și-amintesc că acum 20 de ani am venit la voi. Iată că au trecut 20 de ani, ne întoarcem înapoi. Sigur că între timp noi am avut multe programe culturale, deci reprezint asociațiunea asta, Asociațiunea Transilvană pentru Cultura și Teatrul Poporului Român. Am venit cu o delegație foarte mare pentru dumneavoastră, pentru simpoziumul care l-am organizat astăzi aici la voi, ediția 15-a simpozion de cultură, și pentru a vă vedea astăzi și a face o rugăciune la mormântul lui Draghi și numai a lui. Iar acum am vizitat o zonă foarte frumoasă de aici, de la dumneavoastră, și am revenit să vă vedem pe acești tineri frumoși și artiștii dumneavoastră, că este un sat de artiști, de cântăreți, și totodată să în memoria lui Draghi Cârcioapă să ofer familiei o diplomă de excelență care se adresează post-mortem lui Draghi Cârcioapă. Domnului Draghi Cârcioapă, Draghi
președintele Asociației pentru Cultura a Românilor, Vlahilor din Serbia, BOR, pentru modul exemplar în care s-a devotat valorilor culturii tradiționale ale românilor din Valea Timocului, Serbia. Aș ruga pe cineva din familie să ia această diplomă pe care noi am adus-o de departe, de la Iași, dar nu numai de la Iași, aici în delegația mea de peste 40 de persoane sunt de toate colțurile României, pe acolo pe unde Draghi a dus cântecul sufletului românesc din această zonă, din satul dumneavoastră. A fost foarte cunoscut la noi în România și foarte apreciat pentru cântecul lui și pentru sufletul lui atât de bun. Și astăzi noi ne-am întors aici la cimitir și la dumneavoastră să-i oferim și această diplomă familiei să o aibă acolo ca amintire. De aceea și acest spectacol se întâlnește dor cu dor, l-am dedicat tot lui Draghi Burceaua. Noi și voi suntem cu toții împreună. Și acum permiteți-mi să dau și o diplomă domnului Zavișa Juș, tot diplomă de excelență, președintele Asociației pentru Cultura a Românilor Vlahilor din Serbia BOR, pentru eforturile deosebite de susținere și promovare a valorilor comunității românilor din Valea Timocului. Felicitări și vă doresc numai bucurii să aveți, numai o singură frază, pentru că cu toții așteptăm să-i vedem pe frumoșii de aici de scenă. În delegația noastră, a asociațiunii asta, sunt membrii ai asociațiunii, dar și cei care, cu care colaborăm. Sunt profesor universitar de la Iași, de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Sunt profesor universitar de la Universitatea din Cluj, de la Universitatea din Craiova, de la Universitatea din Timișoara. De asemenea, de la București, delegații de la Sibiu, vicepreședinți de ale asociațiunii Astra. Este prea mult ca să prezint pe toată delegația. De la Sibiu, de la Năsărut, de la Brașov, de la București, de la Bacău, plus soliștii de care o să vă bucurați la sfârșitul programului, din Republica Moldova și din România. O să ascultați cântecele lor, cântecele dragi nouă și cred că o să le îndrăgiți și o să le înțelegeți și voi tot atât de bine. Deci mulțumesc întregii delegații care a fost alături de mine și care m-a sprijinit ca să ajungem cu toții aici. Vreau să mai mulțumesc Blajului, Bucureștiului, Iașului, cea mai mare parte este delegația din Iași, delegația Republicii Moldova. Vă mulțumesc din suflet și să dăm să ascultăm melodiile și dansurile frumoase pe care le aveți de la stăpânii dumneavoastră români. Și apoi din România, de acolo de unde am venit. Încă o dată, Dumnezeu să vă
să aveți viață frumoasă, să învățați o limbă frumoasă și să veniți la Cuvioasa Parascheva, care în fiecare an avem sărbătoarea la Iași și abia s-a terminat programul la Iași a Cuvioasei Parascheva și a sărbătorilor Iași. Știu că vă doriți lucrul ăsta, pentru sănătate, pentru bucurii, pentru familie. O să vă invităm și pe rând copiii la tapere și alte programe pe care la festivalul folclorului Trandafir de la Moldova și la Cuvioasa, așa cum v-am promis, sperăm prin domnul Zavișa sau alte persoane care o să dorească să organizeze prin societăți culturale să vină în România. Vă doresc sănătate! Pozdravimo i da vam predstavim gospodina Radova Baltaziju, reći čovjeku koji predstavlja Institut kulture Republike Rumunije, jedne ozbiljne institucije koje ima u 15 metropola svjetskih svoje predstavništva. Naš cilj je da ovdje među nama Rumunima, Timočanima, takozvanim Vlasima, da izgradimo jedan institut kulture, jedan centar da bi predstavili kroz jedan muzej, biblioteku, kroz svakodnevne ili mjesečne makar aktivnosti festival da predstavimo našu kulturu. Domnu Radu Baltaziju, de la București, na numele Institutul Cultural Român. Vreau să se dau o căciulă mai mare pe care poate să ducă toată iarna și la fel o carte. Să o iai pe cap, să-l vedem cum ar. Doamnelor și domnilor, este o onoare să ne aflăm aici, în mijlocul dumneavoastră. Pe cap! Ne-am străduit să vă ajutăm pe cât se poate, în general, și depunem eforturi pentru a vă susține în continuare. Vă transmit salutul din partea mea al Institutului Cultural Român, o instituție de prestigiu care se străduiește din răsputeri să ajute comunitățile românești și din jurul frontierilor și din diaspora. Totodată nu pot să nu constat că avem o limbă dulce, dulceața e mai mare aici la dumneavoastră și țineți aproape de neamul dumneavoastră, țineți aproape de credință și de asociațiile care vă reprezintă, pentru că numai așa veți reuși să vă păstrați această minunată limbă, tradiție și trăsătura aceasta românească. Căciula pe cap! Căciula! 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 Bravo! Bravo! Dragi želim svima prijatno veče, bit će jedan sigurno lep festival i još jednom vas molim za doprinos za sljedeću godinu da ovo postane tradicija. Mulțumesc la toți și aș sprijin și de anul viitor de a putea acest festival să devină un festival tradițional. Și să spun în sfârșit, dacă domnul de la Iași și domnul de la București vorbesc câtă mai înaltă decât noi. Asta e numai pentru aia că ei avut limba în școală. Că și sârbii de la iugul sârbii vorbesc cu fără, boti și pâine de șușpe, dar învață o altă limbă. Seara bună la toată lumea, să avem cu toți un festival frumos aici la Iași.
Și în urmă, ne-am pierdut, ne-am pierdut, ne-am pierdut.
Yeah.
când eu o mare fraie și-o gânde, să-mi arăte de pământ, să-mi arăte de pământ. Și-a fost iarge să-mi uscate, și-a fost să yeah.
cine e viața, este e bătrâneața mă. Cine, cine e viața, este e bătrâneața mă. Când s-așa să ia pe om, măi, dorule, aș nu scătura om, ce n-am sigit unde om. Thank you.
rog cu ședere solar la sara pe vremea asta. La sara de vorbă de Niola, să vezi la sara pe vremea asta și cu urmițe de spălat. Ce cu gând s-ar avea mână.
Are inima mică bună, ce cocon să ai mântână. Și-ți de viață ni se-ți scoate, și nu ce să se mori, și nu ce să se mori o mândruța mea. Și-ți de viață ni ce toace, și ce scoace, ci mă moarce. Și ce scoace, ce mă moarce, o mândruța mea. Se vede bună ei, îți dă-ți înțeșoarii ei, se vede bună ei. Și-ți de viacul ne toace, și ce scoace, civa moarce, și ce scoace, civa moarce, domnul drăța mea. Și-ți de viacul să ce scoare, și nu ceva să se mori, și nu ceva să se mori.